Și bine v-am găsit la un episod simulator. Aici am început un mod. Să ștergem. Ok. Cam foarte grei. Cam VLGP1 e cea mai bun. Hai să vedem. Aș vrea să mă acces pe echipa din Spania, dar din câte vedeți, n-avem atacant din Spania central, deci nu prea va fi. Oh, Neymar, bun. Neymar, jucător foarte bun. Excelent. Aici la mijloc îl alegem pe Beniat. Cel mai bun. După aia Rakidic. Și să ne dea unul aici ar fi perfect. Fuego. Oh, l-am ales pe Medel din greșeală. De ce deștept sunt Gaia? Cuprind un spaniol atunci la Alec. Zuma, ne trebuie un atacant central, un mijlocaș și un fundaș. Păcate. Alegem pe doi fundași centrali. Gaspar. Și aici un portar, măcar un portar. Fabriș, ok. Nu ducem bine. Alvaro. Ne trebuie un fundaș central. Dați aici, îți băgăm. Încă un fundaș. Krikoviak. Și am putea să facem așa și e mai bine, da. Aici. De Hea. Daturan, Daturan. Băgăm aici în locul din Susoaita. Susoaita. Este mai bine. Kiko Casilla sau Toni Kroos. La mijloc nu-mi trebuie, deci o să-l iau pe Kiko Casilla, pentru că la mijloc am deja prea bun. Mijloc așa că da. Și o să facem așa. Kiko Casilla cu ăsta. Asta va fi schema cu ăsta. Bun. Hai să vedem Maldini și Valderrama. Maldini. Să-l băgăm aici. Carmahal sau Vitolo? Carmahal. O, dar n-am unde să-l bag Fira. Di Maria. În caz de ceva. Ești și tu acolo. Summer, nu. Alegem pe Golanos. Golanos. Să vedem măcar ceva bun. Marc Bartra. Sfârșit fundaș. E tot spaniol, deci face chemistry. Aici. Alegem pe Fuego, poate face mai mult chemistry. Dar nu, ne trebuie un atacant și după cum vedeți, mai sunt doar două carduri. Luăm pe Ali. Hai, un miracol. Nea, la lec pe De Bruyne. Și cred că asta e echipa. Să băgăm pe Larson. Championship. Mai și contează. Nu închid acum filmarea. Save script. Bar. Și facem doar două. Asta facem 83. În total ori 179, da? Hai să începem alta. Da, așa, start over. Ultima. Aici 4-2-3-1, yes. Car un capitan bun. Da, o să luăm pe Alexis. Cel mai bun. Și ne axăm pe Anglia. Mesutil, foarte bun și Mesutil. Verti, Rakidic, aleg pe Rakidic că n-avem pe altcineva. Atacam bun Aguero. Aguero, gata. M-am hotărât. Aici unul bun. Legem pe Di Maria.
Aici unul din Anglia, din Anglia întrebi. Fellaini. E perfect acolo, Fellaini. Din Anglia... nu știu pe cine să zic. Să aleg pe Max Ezo. În caz de ceva. Max Ezo să fie acolo. Anglia, Anglia... Da, Anglia nu e echipă, o ligă așa mișto, adică nu spui că poate, ar fi imposibil să spice cea mai bună echipă cu jucători din Anglia, adică, wow. Aici îl băgăm pe Aurier, pentru chemistry. Cel mai bun portar ar fi ăsta, că face chemistry cu oricine. Și ne trebuie un fundaș central, un fundaș dreapta, stânga și multe alte. Și un mijlocaș dreapta și central. Să vărăm pe rate aici, în caz de ceva, că el e perfect. Miranda de rezervă. Unul bun. Ucinu, Griezmann, nu Walker, perfect. Vic ce ne trebuie. Acum ne trebuie un mijlocaș dreapta neapărat. Că altfel stricăm tot. Igalo. Vă rog pe Igalo aici. Știu că am făcut cea mai prostă alegere, dar ne trebuie jucători englezi. Otamendi. O să facem ceva de gen. Așa și așa. Să se facă linia așa. Nu mai trebuie un mijlocaș și facem toată echipa de Anglia, din Anglia, în afară de portar. Mahrez, tu ești Mahrez. Și aici să fac așa. 97, mult mai bine, gata. Chemistry 3, ne trebuie un mijlocaș defensiv și un... ne-ar fi ca asta, ar fi perfect. Soare și Andy Gray, Loris, pe cine să aleg? Andy Gray. Să fie pe bancă. Aici am mai găsit Welbeck, ne trebuie Welbeck. Ne-ar trebui Welbeck. Și putem să facem asta, poate e mai bun. Nu, 80, nu, 80, nu, n-am nevoie de așa ceva. 97, ok. Am uitat că e din Liga 2. Carroll, Paul, așa, Dybala. La legem pe James. Aici... ea ture perfect. Am făcut echipa. Ea ture demențial. Dacă ne-ar mai pica ceva bun. Dreapta, dacă ne-ar pica un fundaș dreapta. Bun. O fundaș dreapta din Anglia. Drag să fie. Thiago Silva. Da, Thiago Silva vom alege. Și hai să încercăm să facem mai mult rating. Să schimbăm jucători între ei. Primul ar fi Thiago Silva, pentru că e foarte bun. După aia... voi. Bun, 87, 86, 85, 84, 85 aici. Și mai unul de 85, 85, 85, 84, Rakidic, 83, Igalo. 81 și... da, e 85.
băgăm pe How. Legend. Gata. Și am terminat acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buc. Gata. Pa, pa.